Bugetul alocat instituției prefectului pentru organizarea referendumului de demitere a președintelui Traian Băsescu este de 862.000 lei. Potrivit afirmațiilor reprezentantului guvernului în teritoriu, Radu Renga, cel care va ocupa funcția de președinte al biroului electoral județean este judecătorul Vasile Agafiței. Pregătirile pentru referendumul din 29 iulie sunt în grafic. Conform calendarului aprobat de guvern, a fost deja înființată Comisia Tehnică Județeană și Grupul Tehnic de Lucru. Data limită de tipărire a buletinelor de vot este 19 iulie. Din 29 iulie, conform legii, se folosesc practic două tipuri de liste electorale. Este vorba de copii de pe listele electorale permanente și listele electorale suplimentare. Este știut că fiecare cetățean poate vota acolo unde se găsește în ziua referendumului. Până acum, pot să vă spun că au fost alocate de la guvern pentru referendum sume totale 862.000 de lei. Asta este bugetul în care trebuie să ne încadrăm. Reamintim faptul că, oficial, campania electorală pentru referendum a debutat în data de 7 iulie. Aceasta se va încheia pe data de 28 iulie, ora 7. Nu de mult, la școala 8 Alexandra Nechita din Vaslui a luat ființă o formație de broclode. Instrument asemănător unui fluier scoate sunete având o rezonanță preclasică și medievală. Grupul este pregătit de profesor Cristin Cibotariu, un împătimit al muzicii. Prima ieșire în public a celor 9 elevi care compun deocamdată grupul s-a produs odată cu sărbarea de sfârșit de an. Începând cu luna aprilie, am înființat la școala numărul 8 Alexandra Nechita o formație de broclode care a fost prezentată în premieră în cadrul programului de activități Școala Altfel. Formația este compusă din 9 membri, avem și fete și băieți. Un instrument care interpretează piese preclasice și din repertoriul medieval. Și formația va încerca să prezinte în continuare spectacole în oraș și chiar la concursuri. Ea a fost prezentată de asemenea în cadrul sărbării de la sfârșitul anului școlar. Îmi doresc să participăm la cât mai multe concursuri și activități de gen. Eu am început să cânt, am luat-o la început ca pe joacă, apoi ne-am unit toți, pasiunea de muzică ne-a unit și pentru că ne place ceea ce facem și așa suntem un grup unit. Este un instrument foarte deosebit și ne place foarte mult ce facem. Păi la mine la biserică am avut un profesor care a vrut să ne învețe să cântăm și mi s-a părut interesant, așa că mi l-am cumpărat, am început să învăț, după care am venit și în orchestra de la școală și îmi place să cânt la el. Cibotariu se ocupă de aproape și de grupul vocal Voces, de pe lângă casa corpului didactic. Deși nu au avut o activitate intensă în ultima perioadă, membrii formației se pregătesc asidu pentru spectacolele la care vor urma să participe nu peste mult timp. În intervalul 10-14 iulie a avut loc la Slatina o nouă ediție a concursului Educație Rutieră – Educație pentru Viață. Alături de alte 41 de echipaje din țară a fost prezent și echipajul județului Vaslui. Acesta a fost format din elevii Andi Iulian Munteanu și Andreea Axinte de la școala 10 Dimitrie Cantemir, Eliza Diana Tofan și Ana Gache de la liceul Mihail Cogălnicianu. Concurenții au avut de parcurs 4 probe, 2 pentru elevii de gimnaziu și 2 pentru cei de liceu. Eliza Diana Tofan a obținut locul întâi la proba de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră, iar Ana Gache, locul 2 la proba de arbitraj. Cei doi reprezentanți de gimnaziu au avut unele mici ezitări, astfel că în clasamentul final, echipajul județului Vaslui a încheiat pe locul 8. Chiar dacă anul trecut am terminat pe primul loc, este bine și așa. Nu poți câștiga în fiecare an, acolo vin elevi foarte bine pregătiți. Vom încerca ca la ediția de anul viitor să avem o comportare mai bună pentru a ne clasa între primele 3 echipe. Reiau. Vom încerca ca la ediția de anul viitor să avem o comportare mai bună pentru a ne clasa între primele 3 echipaje. Ne-a declarat profesor Mihai Moșneanu, cel care s-a ocupat de buna pregătire a elevilor vaslieni.
Și în luna iunie, vaslenii au trecut destul de des pragul farmaciilor din județ. Aceștia au consumat medicamente în valoare de peste 7 milioane lei. Pentru medicamente gratuite sau compensate, farmaciștii vasleni au onorat rețete în valoare de peste 5,7 milioane lei, consumul fiind în limitele ultimelor luni. Pentru programele naționale, farmaciștii au emis facturi în quantum de aproape 1,4 milioane lei, consumul de medicamente fiind același ca și în luna mai. Consumul crescut de medicamente este pus pe seama valului de afecțiuni respiratorii datorate temperaturilor extreme. Ne așteptăm ca și pentru luna iulie consumul de medicamente să se mențină ridicat, ținând cont de perioada caniculară, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Vaslui, Mihaela Chitariu. Consumul de medicamente în prima jumătate a acestui an a fost de peste 42 milioane lei, din care aproape 35 milioane lei au fost pentru medicamente gratuite și compensate. În urma acuzațiilor de malpraxis formulate de familiile a doi pacienți, decedați săptămâna trecută în urma unor intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, anestezistul Aurel Zabolotnăi și-a dat demisia. Conducerea unității spune că tot ce s-a întâmplat este o tragedie cu mai multe fațete. A familiilor celor doi tineri, a doctorului Zabolotnăi, care a suferit o cădere psihică, dar și a celui mai mare spital din județ, care, în acest moment, nu mai poate acoperi linia de gardă la reanimare. În mai puțin de o săptămână, doi pacienți au murit după anestezie. Nimeni nu-și poate deocamdată explica care sunt motivele exacte ale celor două decese, dar toate acuzațiile se îndreaptă către doctorul Aurel Zabolotnăi, medicul care a efectuat anesteziile. După al doilea deces, al unei tinere de 16 ani, medicul și-a dat demisia. Acesta ieșise de 4 ani la pensie, dar, din cauza deficitului de specialiști în anestezie terapie intensivă, a primit derogare din partea Ministerului Sănătății să mai profeseze până la vârsta de 70 de ani. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se confruntă cu un deficit de personal fără precedent. Pentru salarii mai bune, asistenții sociali și psihologii pleacă pe capete în Marea Britanie. Lipsa acută de personal se suprapune creșterii abrupte a numărului solicitărilor de asistență. Ionel Armeanu Ștefănică, director Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, a declarat că, zilele trecute, instituția pe care o conduce a suferit o nouă reducere a schemei de personal, ajungându-se în prezent la un deficit de 350 de angajați. Avem zone unde am desființat paza, ne confruntăm cu plecări din sistem, iar noi rămânem fără oameni. Asistenții sociali și psihologii pleacă pe salarii bune în Anglia. Încercăm să acoperim toate găurile, dar avem deja două centre care nu mai funcționează din cauza lipsei oamenilor. Chiar dacă, în ultima perioadă, numărul de locuri din centrele de asistență socială a crescut, cererile depășesc capacitatea cu aproximativ 30 de puncte procentuale. Cei aproximativ 200 de candidați ce vor susține astăzi proba scrisă din cadrul concursului de definitivat vor fi păziți mai ceva ca buteliile. Pe lângă tradiționalii supraveghetori, participanții la examen vor fi monitorizați și cu ajutorul camerelor video. Și pentru a nu se ivi suspiciuni în legătură cu tezele, acestea vor fi sigilate cu coduri de bare, iar paza până la centrele de evaluare va fi asigurată de jandarmi. Organizare cât se poate de serioasă la proba scrisă a examenului național de definitivat din acest an. Pentru că nu se dorește fraudarea examenului, toate sălile în care se va susține proba de astăzi vor fi monitorizate cu toate mijloacele posibile. Cei 193 de candidați din județ care au rămas în joc după susținerea inspecțiilor speciale la clasă și promovarea acestora pot intra în centrul de examen numai în intervalul 7:30-8:30 fără a avea asupra lor telefoane mobile sau materiale inspirative. În județul Vaslui, proba scrisă se desfășoară în centrul de examen Liceul Teoretic Mihail Cogălinceanu Vaslui pe durata a 4 ore. Pe 29 iulie 2012, în cele 86 de localități din județ, se vor deschide 511 secții de votare, care îi vor aștepta pe vasulieni să se pronunțe pentru sau împotriva demiterii președintelui Traian Băsescu. Dintre acestea, 51 vor fi în municipiul reședință de județ. Cetățenii cu drept de vot, care au domiciliu în județ sau cei care se află pe data de 29 iulie 2012, în tranzit prin această zonă, au la dispoziție 511 secții de votare pentru a-și exprima opțiunea la referendumul național pentru demiterea președintelui României. Dintre acestea, 51 vor funcționa în municipiul Vaslui, 46 în Bârlad, 20 în Huș, 8 în Murgeni și alte 10 vor sta la dispoziția cetățenilor din orașul Negrești. Potrivit statisticilor prezentate în listele electorale permanente ale județului Vaslui, sunt înscriși un număr de 366.646 de cetățeni. În municipiul Vaslui, principalele formațiuni politice, PDL și USL, susținătorii și opozanții lui Traian Băsescu, vor putea să-și afișeze materialele electorale tot în cele 28 de locuri special amenajate, care s-au folosit și pe perioada campaniei electorale pentru alegerile locale.
La Biblioteca Județeană Nicolae Emilescu Spătaru din Vaslui continuă activitățile prilejuite de vacanța de vară. În fiecare joi și vineri din săptămână au loc proiecții de filme, de desene animate și nu numai, dar și alte activități conexe cum ar fi lansări de carte, cursuri de limbi moderne, origami cu elevi de liceu sau codul bunelor maniere pentru copii. În această săptămână programul prevede prezentarea filmului Robin Hood în căutarea regelui, joi 19 iulie, pentru ca vineri elevii să vizioneze seria Mari Palate ale Lumii, Taj Mahalul, Fortul Roșu din Agra și Palatul Regal din Bangkok. Avem o activitate bogată și în același timp variată. Venim astfel în sprijinul unei mari mase de elevi din orașul nostru. Unii îndrăgesc filmele, iar alții cărțile. În fiecare săptămână avem proiecții de film sau lansări de carte, ne-a declarat Gelu Bichineț, directorul Bibliotecii Județene Nicolae Emilescu Spătarul. Joi 26 iulie va fi proiectat filmul de desene animate Prinț și Cerșetor, pentru ca vineri 27 iulie să fie prezentat serialul Everest Dincolo de Limite. Toate aceste acțiuni debutează la orele 11. Copiii, cei care folosesc cel mai adesea bicicleta ca și mijloc de transport în comun, sunt cei mai predispuși accidentelor rutiere. Conform statisticilor puse la dispoziție de Inspectoratul de Poliție Județean, 25% din totalul evenimentelor rutiere înregistrate în acest an în județ au avut loc în urma abaterilor comise de acești participanți la trafic. În doar 6 luni, bicicliștii s-au făcut vinovați de producerea a 55 de accidente rutiere. Ca și consecință, 2 persoane au decedat, 16 au fost rănite grav și 44 au fost rănite ușor. Cel mai recent caz de acest gen s-a petrecut în seara de 16 iulie pe un drum comunal din localitatea Zorleni. Un minor în vârstă de 13 ani, domiciliat în comuna Zorleni, se deplasa pe o bicicletă, însă, din cauza efectuării unei manevre în mod greșit, copilul s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. La Spitalul Municipal de Urgență Bârlad, minorul a fost diagnosticat cu fractură radius drept, a declarat Mihaela Ștrau, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Nesemnalizarea, neasigurarea înainte de efectuarea schimbării direcției de mers, în special spre stânga și la plecarea de pe loc, neacordarea de prioritate la trecerea autovehiculelor, sunt abateriile care constituie principalele cauze ale evenimentelor rutiere cu bicicliști. Folosirea bicicletei pe timpul nopții sau în condiții meteorologice nefavorabile, mai ales dacă nu este echipată corespunzător cu mijloace de semnalizare, reduce posibilitatea conducătorilor auto de a-i sesiza pe bicicliști și constituie de asemenea o cauză în producerea de accidente rutiere cu victime. One in five people who bought goods across EU borders encountered problems, but only 5% took their cases to what's called an alternative dispute resolution scheme, and less than 1 in 10 businesses have used one. MEPs want an EU-wide scheme to improve cross-border trade and make disputes easier to resolve, especially online. What we hope that will be the result of it is that more people will buy abroad, more people will sell abroad, that the internal market will be reinforced and that the digital single market will function properly. After the scandal at Barclays and almost certainly other banks in which dealers sought to influence the interbank lending rate, MEPs are demanding stiffer penalties. The Commission wants to harmonise punishments for market abuse. MEPs want 5-year jail terms for the most serious offences. Minimum sentences, for instance, is something which is up to the judge, absolutely. But what we can do is to put a sort of, you know, underlying limit, that it should be at least that. Where is the money? Do you want to tell you where is the money? Where is the money? It's in the ocean, here. We've heard a lot of negative news about Greece since the debt crisis began. Now an Austrian filmmaker has produced a documentary which has been shown to MEPs to prove there's still a positive side to the country. It shows a different picture of Greece. It's blooming. It is a lot of potential, great people, and great cooking. This is there as well. We always get informations how bad things are, what doesn't work, what is not really happening like it's planned and so on. And now we see the other side. We see blooming Greece. Yeah, that's something different. And that's very important to see as well. ST Day was colourful as always, and even warmed by a few rays of sunshine in an otherwise mostly soggy Paris July. But it wasn't for the nice weather that the European Parliament president spent 3 days in the French capital. On discutait sur les décisions
pris au COREPER sur le budget européen. Il y a une position du gouvernement français qui est un point de départ, comme il y a une position du Parlement européen qui est aussi un point de départ. Those were less friendly words than some expected to the newly elected government from Schulz's own socialist camp. Martin Schulz met President François Hollande, Prime Minister Jean-Marc Ayrault, and of course the presidents of both houses of the French Parliament, the National Assembly and the Senate. The European Parliament President is as concerned as many MEPs and national parliamentarians about a tendency which is spurred on by the economic crisis and which he described as deparliamentarization. Increasingly, Parliament's budgetary powers are coming under additional scrutiny from the executive, namely the European Commission. On a besoin un système mixte entre les compétences des parlements nationaux et les compétences des parlements européens, mais il faut créer cette structure mixte. Food for thought for French and European leaders as they chat off to their respective holiday destinations after July 14th. Datca și transferat la formația cipriotă Anorthosis Famagusta, portarul Dani Coman a ajuns până la urmă la FC Vaslui în schimbul a 62.000 de euro plus TVA. El nu va avea însă dreptul de joc în meciul de duminică, 22 iulie, din prima etapă a noii ediții a Ligii 1, în care cele două formații se vor confrunta în meci direct la București. În afara lui Coman, trupa lui Șumudică s-ar putea întări și cu atacantul israelian Toto Tamuz de la Hapoel Tel Aviv. Fotbalistul, născut în Nigeria, are 24 de ani și a înscris 34 de goluri în cele 61 de meciuri pe care le-a disputat pentru formația din Țara Sfântă. El a evoluat și în 10 partide în Naționala Israelului, pentru care a marcat 2 goluri. Jucătorul, cotat la 1,2 milioane euro, a fost dorit și de Roni Levi, pe când acesta antrena Steaua. Transferul se va realiza doar în situația în care atacantul brazilian Davi Reis Marques do Nascimento, căruia medicii au descoperit unele afecțiuni, nu va trece vizita medicală. La reunirea lotului echipei Handball Club Vaslui au fost prezenți 20 de jucători. Pe lângă mai vechi Arbone, Soare, Caciuc, Moldovanu, Tucaliuc, Mocanu, Volocariu, Anton sau Pleșca, au apărut în echipă și alți jucători care să suplinească plecările lui Vasiliu, Petraru, Băhnăreanu și Stan. Noi sosiți sunt Marius Dospinescu și Paul Nemenco, ambii de la Politehnica Iași, Andrei Bejinariu, CSM Satu Mare, Alexandru Hârțan, LPS Piatra Neamț, George Tănase, CSS Adjud, Robert Rugaci, Liceul Teoretic Traian Vuia Reșița, Vlad Zaharia și Costel Tudusciuc, ambii LPS Vaslui. Cei doi antrenori, profesor Liviu Gugle și profesor Laurențiu Cosma, vor hotărâ dacă vor rămâne toți în lot. Am căutat ca în perioada foarte scurtă care ne-a rămas după plecarea lor să încercăm să cooptăm în cadrul echipei jucători, o parte jucători cu experiență, dar și jucători tineri de perspectivă, gândind că în timp să reușim să promovăm în Liga Națională. De fapt, acesta este și țelul nostru pentru respectiv obiectivul nostru pentru
campionatele ce urmează, pentru că, după cum știți, începând din acest sezon, echipa Steaua București va evolua în seria noastră, e retrogradând din Liga Națională, apoi sunt foarte multe echipe din serie care s-au întărit cu jucători cu experiență, participanți în campionatul de Liga Națională. Până la deplasarea în cantonamentul de la Sărata Montăuri, județul Buzău, din 25 iulie, va fi adus și un portar care să suplinească plecarea lui Vasiliu la campioana HCM Constanța. Interul stânga Răzvan Ifrim și extrema stânga Traian Câmpanu sunt în continuare accidentați și va mai trece ceva timp până se vor alătura coechipierilor în vederea reluării pregătirilor.